Cum am făcut 3000 de chei? Nu, unde scrie? Unde arată cheile? Asta e la... aici. Da mă, 3000 chei. Ok. Dar nu asta contează, contează că am făcut un extreme demon aparent. Apoi am făcut două extreme într-o singură zi. Carnage mod și ăsta. E, cred că prima oară când reușesc. Și da, era 241 de atempturi. Nu știu ce caută nivelul ăsta pe listă, sincer să fiu. Aparent e peste Frizzantino Vibes, gen și Falling Up și toate astea care nu sunt liste. Nu pricep ce e așa greu. Ori sunt prea bun, ori eu sunt prea prost și nu înțeleg de ce nivelul ăsta a considerat greu. În orice caz, that was unexpected, pentru că astăzi am început să practic nivelul ăsta de la zero. N-aveam nici practice mode făcut. Deci, și da. Bă, nivelul foarte fun. Cel mai mare fail al meu a fost 71, dar... da. Nu știu, mi se pare foarte easy, pentru că, primul rând, e un minut, nu? Un minut și câteva secunde. În opinia mea, aș da hard, nu e așa nici insane, deci... adică... ok, retrag, îi dau insane. Nu știu, acum nu mai pot să dau din rău. Ba da, insane. Pentru că... totuși e greu. Deci, m-am exagerat, nu hard în niciun caz. Da, na. Matrix. Și River. Și Ștef. Bă, eu zic să-l faceți, nivelul mi s-a părut easy și puteți să-l faceți. Cred că ăsta și Allegiance sunt nivelele pe care am cea mai puține atenturi. Deci, 241. Zic, extrem din mână. Ok. Aparent am... ah, știu eu ce, mi-am pus un start position foarte prost și mai mereu muream când începeam, gen, nu m-am gândit că nu o să-mi strece atenturile. Deci, 5, 3, 7, 1, 2, 1, 3, 7, 5. Am tras mai puțin, dar nu, cum am zis, m-am luat o fază start position care o tot omora. Da, Torrential Storm, locul 145 pe listă, sau 146, nu sunt sigur. Făcut. De asemenea și carne în mod, tot azi. Hai să comentez. GG, în orice caz, și da. Nu știu, ceau.